Doamne, binecuvintează!
cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înaltă fruntea drept slăbitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacurate, stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăbitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ivan, ale sfinților, slăviților și întru tot laudaților apostoli, ale Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, ocrotitorul României, ale celor între sfinți părinții noștri, mari nascăl ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan, Gură de Aur, ale sfinților ierarhi, Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, ale sfinților Nifon și Atanasie, Patelarie, Patriarhii Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitunei și Nectarie de la Egina Făcătorii de Minuni, Bretanion, Teotim și Efrem, episcopii Tomisului, Irineu de Sirmium și Niceta de Remesiana, Iachin de la Vicina, Antimivireanul și Grigorie Dascălul, mitropoliții țării românești, Balaam Dosoftei și Teodosie de la Braz, mitropoliții Moldovei, Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul Banatului, Gelasie de la Rămeț, Ilie Iorest, Sava Brancovici, Simion Ștefan și Andrei Șaguna, mitropoliții Transilvaniei, Petru Movilă, mitropolitul Chievului, Leontie de la Rădăuți, Ioan de la Râșca și Secu, și Pahomie de la Gledin, episcopii Romanului, Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului, și ale tuturor sfinților ierari, ale Sfântului întâi mucenic și arhidiacon Ștefan, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Mina și Ioan cel Nou de la Suceava, ale sfinților, sfințiți mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfinților mucenici, Epictet și Astion de la Halmiris, Nichita și Sava de la Buzău, Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel, Emilian, Dasie, Nicandru, Marcian, Iuliu, Veteranul, Pasicrat, Valentin și Isihie de la Durostorul, Chiril, Chindeu și Tasie de la Cernavodă, Macrobie, Gordian, Helie, Lucian și Valerian de la Tomis, Anastasia, Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat de la Sirmium, Donat și Silvan, diaconii, Romul, Preotul și Venus din Cibales, Maxim, Quintilian și Dadas din Ozovia, Ermil, Stratonic, Montanus, Preotul și Maxima din Singidunum, Hermes și Lup, Sergie și Vah, Ioan Valacu și Oprea din Săliștea Sibiului, ale sfinților martiri vrâncoveni, Constantin, voievod cu cei patru fii ai săi,
Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfinților mărturisitori Ioan din Galeș, Moise din Sibiel, Atanasie, Tudoran, din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra, Vasile din Telșu, ale Sfintelor Mucenițe, Filoteia de la Curtea de Argeș și Tatiana de la Craiova și ale tuturor Sfinților Umbiritor Mucenicii Mucenițe, ale Sfinților Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei și Nagoe Basarava al Țării Românești, ale Sfinților Cuvioșii de Dumnezeu Purtători Părinței noștri, Ioan Casian German și Dionisie Exigul, cei din Dobrogea, Dimitrie cel Nou, crotitorul Bucureștilor, Grigorie de Capolitul de la Bistrița Vulcii, Nicodim cel Sfinții de la Tismana, Daniil Sihastrul de la Voroneț, Ioan de la Prislop, Simeon și Antilochie de la Pungăraț, Iosif și Chiriac de la Bisericani, Rafael și Bartenie de la Agapia Veche, Chiriac de la Tăzlă, Visarion Sarai și Sofronie de la Alba Iulia, Antonie de la Iezerul Vâlcii, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, Vasile de la Poiana Mărului, Onufrie de la Vorona, Antipa de la Calapodești, Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, Iosif de la Văratec, Ioanichie cel Nou de la Muscel, Irodion de la Lainici și ale tuturor Sfinților cuvioși părinți, ale Sfintelor cuvioase maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sicla, a cărui prăzuire săvârșim, și ale tuturor Sfintelor cuvioase maici, cu rugăciunile a Sfântului Cuvios Mucenic Domenie Persul, a Sfântului Sfințit Mucenic Narcis, Episcopul Ierusalimului, a Sfintei Împărăteasă Irina, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezești, Părinții Joachim și Iona, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii care ne rugăm Ție și ne miluiește pe noi. Oh,
credinciosul poporul de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Așa genul pe lucrurile ca pe robotul.
ale Sfinților și Celuților Dumnezeiști, Părinți, Frați, Înclara și Părintoare Sfântului Sfinților Părinților. Bine, Fiindcă Dumnezeu noastră, Yeah.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să ne iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Stare Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea pe toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Dar este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
dacă știți în pustie să trage reciclile bărbați. Hristos binecuvântează și pâine acestea, griul, vinul și îndelezul acesta. Mulțește Sfânt rogatul acesta în țară, Sfântă Mănăstirea aceasta în țara noastră și în toată lumea ta. Iată că vicioși și neroși, să ne gustăm din ei și îi creștem. Să vedem ce binevedeți, ce totdeauna, cu și cu urmărea, și în vecii vecilor.